găsit la o nouă emisiune, capitolul 79, Înțelepciune, Transformare. Continuăm ce am vorbit în emisiunea trecută despre psihonumerologie, da? Atunci, nu știu dacă mai țineți voi minte, vorbeam despre diferiți algoritmi. Vorbeam despre cum această știință a psihonumerologiei ne poate ajuta pe noi să depistăm anumiți algoritmi ai vieții noastre și să funcționăm și să înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri la vârsta pe care o avem, în viața pe care o avem, de ce am atras bucuriile și necazurile pe care noi le avem acum, de ce aia, de ce aia altă, da? Există toate în numerologie, așa cum v-am mai spus și până acum, algoritmate. Nu există alandal, așa, nimic. Este clar că știința psihonumerologiei ne poate ajuta pe noi ușor, ușor să depistăm, să ne depistăm pe noi, mai bine spus. Să ne depistăm. Sau și mai activ, așa, să ne autodepistăm. În momentul în care tu te știi pe tine, în momentul în care tu te cunoști pe tine, în momentul în care ai încredere în tine, vedeți, a crede, a ști și a cunoaște, da? În momentul în care tu ai încredere în tine, lucrurile din viața ta se vor schimba. Dar tu trebuie să pui aceste lucruri ca niște cărămizi, așa, una peste alta. Întâi trebuie să crezi, să crezi în tine, da? Deci trebuie să am încredere în mine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l luăm, trebuie să știu despre mine. Și al treilea lucru, să mă cunosc pe mine însumi și, bineînțeles, ca să fie patru, adică reconstrucția, crucea reconstrucției, crucea energetică a reconstrucției, să mă iubesc pe mine însumi. Ăștia sunt niște pași pe care în algoritmul psihonumerologic putem să-i trecem. Eu nu pot să mă iubesc pe mine însumi dacă nu am încredere în mine însumi. Eu nu pot să mă iubesc pe mine însumi dacă nu știu despre mine. Încrederea în mine însumi este cea mai simplă. Trebuie să cred în mine. Dar pentru a pleca către această zonă a înălțării noastre, a mântuirii noastre, pentru a sta într-o stare de șamadi foarte puternică, trebuie să mă iubesc pe mine. Până atunci nu pot să fac nimic. Cum mă iubesc eu pe mine? Păi trebuie în primul rând să am încredere, trebuie să știu despre mine, da? Și trebuie să mă cunosc pe mine. A te cunoaște pe tine nu înseamnă să descarci și să te uiți la buletin și să vezi că te cheamă Xulescu, Yulescu. Nu, aia nu înseamnă. Aia înseamnă că ai citit după un buletin cum te cheamă întâmplător sau nu pe tine. Atât cum ți-a dat mami și tati numele și cum, în ce trib faci tu parte. Asta înseamnă. Asta nu înseamnă că te cunoști. În momentul în care vrei să știi despre tine, nu înseamnă că știi despre tine pentru că ești inginer la fabrica cutare. Că știi despre tine înseamnă pur și simplu să conștientizezi că acea cunoaștere a zonei de inginerie tu poți să o aplici pentru a revoluționa ceva în lumea asta, să spunem. Da. Și avea încredere în tine, pur și simplu să poți să faci ceva, să pleci după loc. Sunt niște algoritmi ăștia foarte concreți. Pentru că în momentul în care tu ai încredere în tine, știi că poți. Dar cine este personajul? Copiii au încredere în ei sau nu? A studiat vreodată să vedeți dacă copiii au încredere în ei sau nu. Copiii au încredere și în ei. Pentru că ei n-au cum să știe ce se întâmplă pe lumea asta. Sunt micuți. Și atunci ei raportează încrederea de sine la mama. La femeia care i-a purtat în pântece 9 luni de zile. 9, ce înseamnă? Perioada transformaționalistă pe care o trece o femeie în momentul în care a rămas însărcinată și până la naștere. Ce frumos se întâmplă acolo, în interiorul doamnelor se întâmplă ceva extraordinar. E interesant să vorbești cu o femeie însărcinată, să vezi ce se întâmplă. Conștientă, nu o femeie însărcinată, o femeie gravidă, o femeie însărcinată, conștientă. E interesant să
observăm stările de spirit prin care o femeie le trece în momentul a și din lună în lună, să vedeți cum se schimbă lucrurile și cum s-aduce plus valoare sau minus valoare în viața persoanei respective. Dar revenind la treaba asta, copiii mici au încredere, da? Mai mult decât atât, ei sunt în relație cu mama, da? Dacă mama zice că e bine, și copilul crede că e bine. Dar copilul pleacă de la premisa că e bine. Pentru că el are încredere în el și se bage degetele în priză, nu e nicio problemă. A mamii se sperie și face, aoleu, aoleu, gata, el crede că în priză acolo e pericol. Dar vede pericolul, nu că nu mai are el încredere în el. Deci toți ne naștem așa, cu încredere în noi. Și atunci am putea să spunem, ok, păi, de ce n-ai încredere în tine dacă tu te-ai născut așa? Nu, așa aveai tu, adică aveai bagajul ăsta cu tine, l-ai luat, aveai haina asta cu tine, erai îmbrăcat cu ea, nu? Știți că am mai vorbit de starea, bunul simț și a te simți bine și de stările de spirit, adică te-ai îmbrăcat cu o stare de spirit și cu aia poți să mergi înainte. Și asta, în asta constă și personalitatea noastră, nu? Că persoana vine de la mască. Da? Personalitatea noastră asta vine. Să mă îmbrac cu haina lui Romeo Popescu care vorbește acum la televizor. Asta e o haină. Asta nu înseamnă că eu sunt așa. Asta înseamnă că eu m-am îmbrăcat cu această haină de a vorbi la televizor. Și asta știu oamenii care mă cunosc în viața mea personală, oamenii care vin la cursurile mele, la conferințele mele sau prietenii mei, oamenii cu care interacționez, că nu stă la de la televizor. Chiar în zilele trecute m-am întâlnit cu o doamnă, efectiv, la un centru de conferințe și mi-a zis, a, nu sunteți la fel ca la televizor. Vedeți, numai prin chestia asta. Era o întâlnire cu o doamnă care nu m-a văzut decât aici la televizor. În realitate sunteți altfel, domnul Popescu. Vedeți? E altceva. Și toți avem chestia asta. Toți avem. Ne îmbrăcăm cu o anumită haină. E, dacă noi am venit în pe lumea asta, îmbrăcați cu haina asta, unde o fi haina? Cui i-am dat-o? Și i-am dat-o cuiva. Și în emisiunea de astăzi o să vă prezint, ca să vă arăt așa cam la ce-i bună această știință a psihonumerologiei, o să vă prezint, eu l-am numit, pentru că este o descoperire proprie, este pur și simplu un studiu propriu, o să vă prezint șirul corespondențelor. Eu așa l-am numit. Acum, când o să iasă el pe piață și o să vi-l prezint vouă, tot așa o să rămână și alții poate că să-l numească altfel. Eu l-am calculat, eu l-am inventat și l-am numit așa, șirul corespondențelor. Și este un lucru extraordinar aici. De ce? Pentru că în alte emisiuni, asta mai de mult, puteți să căutați pe pagina de la 6TV de aici emisiunile cu mine în trecut și o să le găsiți emisiunea aia cu dezvoltarea noastră pe verticală și pe orizontală, nu mai știu cum am numit-o. Dar există această emisiune pe care am făcut-o mai de mult, într-adevăr, așa este, și care ne arăta nouă că există aceste două, există cele două axe de dezvoltare, una pe orizontală cu ciclurile evolutive de 7 ani și alta pe verticală cu ciclurile evolutive de 9 ani. Conform acestui studiu, conform acestei zone de dezvoltare pe orizontală și verticală, conform acestei cruci pe care toți o purtăm, nu? Trebuie să ne ducem crucea. Care cruce? Adică poți să cumperi o cruce și să o duci în spate. Sau poți să își dai seama că această cruce pe care fiecare dintre noi și-o duce este dezvoltarea sa pe orizontală și verticală. Asta înseamnă să-ți duci crucea. Nu numai pe orizontală, ci și pe verticală. Adică în zona de supraviețuire socială, dar și în zona de mântuire spirituală. Unii sunt numai cu mântuirea spirituală, alții sunt numai cu viața socială și prosperitatea. Trebuie să fii cu ambele. Așa e. Îți place, nu-ți place, ele se întâmplă oricum. La unii se întâmplă într-un fel, la alții se întâmplă în altfel. E, conform acestui algoritm, conform acestui grafic, este un grafic, nu pot să vi-l desenez eu acum la televizor, că mi-ar lua foarte mult timp, este un grafic și conform acestui grafic putem să vedem acest șir al corespondențelor, pe de-o parte, dar pe de altă parte, ce mai putem să ne dăm seama? În momentul în care o să, sau pentru cei care o să fie foarte interesați de această știință a psihonumerologiei,
o să vedeți că și formele geometrice au o foarte mare influență în viața noastră și ne pot ajuta să ne deslușim. Există cumva, bă, ce zice Romeo ăsta cu formele lui geometrice? Păi există forme geometrice în viața noastră. Asta nu înseamnă că putem să desenăm pereții cu forme geometrice, dar există forme geometrice. Să vă dau exemplu de o formă geometrică pe care o trăim în viața noastră. Bărbatul, femeia și copilul. Asta e o formă geometrică, e un triunghi. Acest triunghi funcționează în casa respectivă într-un anumit fel, dar acest triunghi funcționează în casa respectivă, cum e casa? Un pătrat. Nu mă refer că are patru pereți. Putem să ne exprimăm și la acest lucru simplist ca formă geometrică, care are patru pereți. Dar unii, uite, într-o zonă arhitecturală poate să fie rotundă, da? Ca la Olteni, nu? E, casa, noi când te gândești la casă, te gândești la patru pereți și un acoperiș. Deci la patru. E o altă formă geometrică, a cubului, a pătratului. Da? Deci, noi trăim în aceste forme geometrice. Noi nu le conștientizăm în viața noastră pentru că nu sunt mulți interesați ca noi. Există și o carte foarte, foarte interesantă, nu pot eu să-i fac reclamă aici, așa, care vorbește despre numerologie și geometrie. Vedeți ce frumos, numerologia ca știință a calității și geometria ca latura a matematicilor. Ce frumos. Da? Și acolo vom vedea modul nostru de a fi. În formele geometrice, vor vedea dezvoltarea noastră. V-ați gândit vreodată că vârsta pe care o aveți este o formă geometrică? Uite, în momentul în care ai 30 de ani, ca să dau un exemplu simplu, forma ta geometrică e 3, adică e triunghi. Da, în momentul când ai 20 de ani, forma ta geometrică e segmentul. În momentul în care ai 10 ani, forma ta geometrică e punctul. Sau cercul, sau să... nu un segment, o linie, puteți să desenați o linie. Da? E infinită, adică nu, linia e infinită, segmentul e limitat. Ai 35 de ani. Forma ta geometrică poate să fie un octogon. Nu știu, sunt foarte mulți. Sau poate să fie două pătrate, unul peste altul, cu schimbarea cadrului de cunoaștere. Sunt foarte multe lucruri. Această știință a geometriei numerologice este în simbolistica religioasă. În creștinism la noi există așa ceva. Bineînțeles că și în alte culturi și în alte religii există această simbolistică geometrică. Nu? Tuturor ne place, ați văzut acele reprezentări ale chakrelor, cum se reprezintă ele. Păi acolo sunt geometrie. Da, geometria aia vorbește despre ceva. E, și acum revenim la graficele noastre și la asta, din aceste lucruri noi putem să aflăm foarte multe detalii despre viața noastră. Geometria ne ajută pe noi, numerologia ne ajută. Și bineînțeles toate aceste lucruri aplicate într-o zonă de psihonumerologie. Comportamentală. Putem să identificăm comportamentul unui om foarte concret și clar și de unde îi vine. Astăzi o să vorbim despre acest șir al corespondențelor, o noțiune destul de simplistă și de simplă. Bineînțeles că eu o să prezint la un mod generalisim acest lucru. El are corespondențe în zona de psihonumerologie foarte concrete și pe zona geometrică și pe zona de unghiuri de vedere. Unghiurile de vedere în psihonumerologie sunt punctele de vedere al fiecărui om și modul de manifestare în funcție de viziunea pe care o are asupra vieții. Mă rog, astea sunt niște noțiuni destul de puternice și va trebui să le luăm ușor, ușor. E multă muncă în chestia asta, dar sunt tare încântat că pot să vă prezint aceste lucruri și să vă dezvălui că această știință a psihonumerologiei este cea care prezintă algoritmul vieții fiecărui om și nu e greu. Șirul corespondențelor. Eu o să vă spun știrul acum, nu o să vă spun un mare lucru, că sunt niște cifre în șirul corespondențelor, dar le reprezintă enorm.
cel mai cunoscut șir după care fizicienii, matematicienii, numerologii pot vedea foarte multe lucruri, chiar și ce frumos oamenii dintr-o zonă înaltă spirituală și într-o zonă de căutare spirituală aplică acest șir cel mai cunoscut, este șirul Fibonacci, care Fibonacci prin anii 1100 pur și simplu a dezvoltat acest șir, l-a prezentat și s-a aflat în numărul de aur, proporția de aur, care este prezent acest număr de aur în tot ce înseamnă univers. Vedeți, toate au plecat de la un șir. Șirul Fibonacci, să spunem, în zona aceasta. Sunt și în matematică și alte șiruri. În această zonă a psihonumerologiei avem un șir care spune despre niște cifre. Bineînțeles, el poate fi dezvoltat la un nivel așa, dar în această emisiune îl prezentăm cât de cât altfel. Iată șirul 4, 7, 9, 12, 16, 21, 25, 28, 30, 33. Ăsta e un șir. Bineînțeles că el reiese după anumite grafice și anumite calcule. Nu, v-am spus, nu vi le arăt eu acum, că e mult de explicat. Dar voi nici nu mă întreb, decât cei care sunt interesați de această știință a psihonumerologiei pot vedea algoritmii ăștia. Bun, păi avem șirul ăsta. Ce sunt cifrele astea? Conform acestei științe, cifrele astea sunt vârstele noastre. Da? Pentru că acest șir reprezintă un algoritm în care noi putem să creștem sau putem să descreștem. Și conform acestui șir, un om de 4 ani poate să fie egal cu un om de 33 de ani. O să ziceți că am nebunit Romeo. N-am nebunit. Bineînțeles, nu o să arate la fel unul de 4 ani cu unul de 33. Dar comportamentele pot fi la fel. Bineînțeles, la nivelul de cunoaștere e diferit, că ăsta de 4 ani săracul nu știe să scrie și să citească, ăsta de 33 de ani știe să scrie și să citească. Nu ne referim la aceste lucruri uzuale, astea sunt lucruri uzuale. Dar comportamental, ăsta de 4 ani poate să fie la fel cu ăsta de 33. Comportamental. E într-un fel, nu? Vă gândiți, mă, cum vine chestia asta? Vine foarte simplu, pentru că vârsta de 4 ani vine cu o cifră de început. Noi în alte emisiuni, tot aici la acest post de televiziune, am mai spus despre cifrele, am vorbit despre cifrele de cauză, cifrele efect și cifrele sinteză. În alte emisiuni am mai vorbit despre aceste lucruri. Conform acestor argumente, este clar că orice cifră, 1, 4 și 7, care sunt cifre cauză, generează niște efecte. E, 33 este o cifră sinteză. 3 cu 3 fac 6. Este o cifră sinteză. Dar se face o sinteză pentru un nou început, pentru că la 33 de ani ești în anul ăsta la 7. Adică o înțelepciune a vieții și un nou început. Și atunci, efectiv, ai început ceva la 4 ani și s-ar putea să ai răspuns pe la 33. Cum se întâmplă chestia asta? Toate aceste lucruri și toate aceste corespondențe acestui șir țin de perioada în care noi învățăm ceva sau nu învățăm ceva. Și o să vedeți că dacă scădeți aceste cifre unele din altele, da? Diferențele sunt între 4 și 7 ani sunt 3 ani, între 7 și 9 ani sunt 2 ani, între 9 și 12 ani sunt 3 ani, între 12 și 16 ani sunt 4 ani, între 16 și 21 de ani sunt 5 ani. Ce e 5 ăsta? Este cifra stimei de sine, este cifra perfecțiunii, este cifra în care eu sunt omul vitruvian. Perfectul. Da? După care 21, 25, 4 ani, 25, 28, 3 ani, 28, 32 ani, 30, 33, 3 ani. Vedeți, e același algoritm, este în oglindă totul. Și fiind în oglindă totul, putem să vedem algoritmul acestui lucru. Fiecare dintre acești ani, între 4 și 16 ani, câți ani sunt? 12 ani. Între 21 de ani și 33 de ani, tot 12 ani. 12 sunt de 3 ori 4. De 3 ori reconstrucția. Între 16 și 21 de ani, perioada magică a adolescenței, în care noi la 16 ani am schimbat cadrul de cunoaștere, iar la 21 suntem maturi pur și simplu. 21 înseamnă numerologie, an astral 4, al 4 care vine, ne formăm pe 5. Adică cine? Omul perfect.
iată eu că în această perioadă pot să fiu perfect sau imperfect, după care am răspunsul și ajung la 33 de ani să fiu ca la 4 ani sau nu, pentru că i-am în oglindă. Pot să fiu ca la 4 ani în sensul iubirii, în sensul perfecțiunii, în sensul plenitudinii mele al lumii. Ați văzut că în Osho, parcă nu știu în ce carte, așa, căutați voi asta, să spune că marea minune a vieții este să te joci cu viața ca un copil. Să ai încrederea, surâsul și starea interioară a sufletului ca unui copil. Bine, el nu spune să te comporți ca un copil, el spune că trebuie să fii într-un anumit sens sufletesc, nu scop sufletesc. Poate că o să vorbim în altă emisiune de sensurile astea, tot poate m-am plictisit eu, cum e să fii în sens și nu în scop. Una e sensul și alta e scopul. Și iată cum în acest șir despre care eu v-am vorbit mai devreme, putem să aflăm foarte multe informații și mai mult decât atât, putem să vedem de unde ni se trage. Hai să vă dau un exemplu simplu. Da? Între vârsta de 28 și 30 de ani, să zicem că viața mea afectiv-emoțională e praf. Și nu-mi dau seama de ce. De ce viața mea afectiv-emoțională e praf? Pentru că între 28 și 30 de ani îl avem pe doi. Sau este o viață afectiv-emoțională magică, minunată. De unde mi se trage mie asta? Și mă duc între ce am făcut eu între 7 și 9 ani. Pentru că e șirul corespondențelor, da? Modul în care viața mea afectiv-emoțională între 28 și 30 de ani e praf, se leagă cu modul în care eu am primit afecțiune, am iubit și am fost iubit între 7 și 9 ani. Și atunci eu s-ar putea să mi se pună pat așa și să fac nu știu ce, să mă cer cu persoana iubită, să spunem. Da? Și să mă cer cu persoana iubită și să mă despart și să fac în toate felurile, să nu știu cum. Da? Sau chiar dacă sunt căsătorii, să mă apuce pe mine, nu știu ce, și să vreau să divorțez sau cine știe ce. Păi de unde am tot comportamentul ăsta? De unde îmi vine mie treaba asta? De ce mi s-a pus mie acum pată la vârsta asta? De ce vreau eu să fug? M-a părăsit cineva? M-a abandonat cineva? Și mă duc în 7-9 ani, în perioada aia. Mă, ce s-a întâmplat acolo cu copilașul ăsta care vroia iubirea părinților? Iubirea lui mami, iubirea lui tati. Cum s-a comportat? Nu mi-aduc aminte. Întreb pe mami și pe tati. Dar nu întreb cum te comportai cu mine atunci, pentru că eu o să zic că se comportau minunat. Îi întreb așa, cum v-am mai spus, că întrebările nu sunt. Povestește mami despre mine cu tare lucru. Că mami s-ar putea să-și aducă aminte lucrurile pe care și le aduce aminte în relație cu ea însăși. Tu trebuie să întrebi în felul următor. Mami, cum te înțelegeai cu tati în perioada în care eu aveam în perioada 7-9 ani? Cum erați voi doi? Vă iubeați? Vă pupați? Ce făceați voi doi? Povestește și mine așa, ca fapt divers. Și atunci vezi iubirea pe care tu ai văzut-o. Vezi iubirea care ai învățat-o. Pentru că e vorba de tine care te-a apucat nu știu ce până la vârsta 28-30 de ani și te-ai despărțit de partenera ta sau ai avut o manifestare mai dură la adresa acestui lucru. Și o să vezi că s-ar putea să te comporți cu partenera ta exact cum se comporta mami și tati când tu aveai perioada, când erai în perioada asta, 7-9 ani. Și atunci tu asta ai văzut, asta ai făcut. Dar nu-ți mai aduci tu aminte că, domne, mami și tati s-au comportat nu știu cum la 7-9 ani, ce legătură are mami și tati cu mine la 28 de ani? Are mare legătură. Pentru că pe șirul acestor corespondențe care vine din graficul dezvoltării pe orizontală și verticală în zona de centru, adică alu 5, 5 eu, omul perfect, ea are efect. Omul perfect sau imperfect. Bine, toate lucrurile astea vă dați seama că sunt pe interpretarea cifrei. Că eu știu că între 28 și 30 de ani sunt 2 ani, adică 2 o cifră afectivă, da? În momentul în care studiem mai în amănunt această știință, știm că după 28 de ani intru în al 5, vedeți 5 ăla de care vorbim, al 5-lea ciclu evolutiv de 7 ani, da? Și mai mult decât atât, la vârsta de 27 de ani intru în al 4-lea, adică cadru, al 4-lea ciclu evolutiv de 9 ani, deci dezvoltarea pe orizontală și verticală, iată, funcționează pe zona 5-4, ieșirea cu perfecțiune din cadru și în momentul respectiv lucrurile se întâmplă.
Dar asta, bine, sunt detalii pe care le învățăm, dar și numai cu aceste noțiuni de a ști ce înseamnă cifra cu tare și ce înseamnă cifra cu tare, le putem afla așa la un nivel simplist și nu neapărat aprofundat. O să vorbim despre o să continuăm să vorbim despre acest șir al corespondențelor și după un scurt moment de pauză. Revenim. Am revenit după pauză și vorbeam despre șirul corespondențelor, care este un exemplu mai simplu de cum poate fi aplicată această știință a numerelor în zona de psihologie comportamentală, și anume psihonumerologia. Bun, și vorbeam despre vârstele de 28-30 de ani, ce mi se poate întâmpla mie. Vedeți că aceste vârste sau perioade de vârstă, da, între 4 și 16 ani, sunt 12 ani, dar 12 ăsta, adică 4 de 3 ori sau 3 de 4 ori, cum vreți să o luați, pentru că ori o luați într-un fel, un alt fel, simbolistica și interpretarea poate să fie la fel, da? Acești 12 ani se manifestă conform unor cifre, iar cifrele care sunt în componența acestor ani sunt 3, 2, 3 și 4. Vedeți, de 2 ori 3, odată 2 și odată 4. Dacă facem conform acestui algoritm 3, 2, 3, 4, o să vedem că avem în interiorul celor 12 ani 2 de 6 intersectați. 3 și 3 și 2 și 4. Să vă dau o reprezentare geometrică a acestui algoritm psihonumerologic. Steaua lui David. De-am și ales acest exemplu, că este mai simplu și mai cunoscut de către voi. Steaua lui David, da, sunt cele două triunghiuri intersectate. Putem să interpretăm conform vieții uzuale, că e dezvoltarea noastră către Dumnezeu și dezvoltarea noastră către mama Geia, că trebuie să învățăm și dintr-una și dintr-alta, că trebuie să ne armonizăm cu lucrurile și așa mai departe. Dar cercurile, cele două triunghiuri sunt intersectate. Ele sunt în anumită simbolistică, dacă ne ducem, sunt două piramide, iarăși, care au un anumit centru și realizează un câmp energetic al nostru. Ele toate se intersectează, cele două piramide și sensul energetic al lor din rotație se intersectează în chakra 4 și iau energiile și câmpul energetic din jurul nostru vine să armonizeze relația cu Pământul și relația cu Universul. Asta e o explicație mai simplă. Dar acele două triunghiuri care reprezintă de fapt într-un sens al dezvoltării energetice al câmpului nostru energetic, două piramide, le regăsim iată aici în vârsta de 4 și 16 ani. Păi la câte piramide mă gândesc eu între 4 și 16 ani? Poate îmi dau aia la școală să facă în geometrie în spațiu, nici nu mai știu când se face, cred că în clasa 8-a. Așa. Geometrie în spațiu, și atunci mă mai gândesc la piramide și dacă îmi place e minunat, dacă nu îmi place mă enervez. Dar efectiv această perioadă 4-16 ani generează un câmp energetic. Știm conform lui Adler că până la 4 ani nu prea ne aducem aminte despre noi înșine, propriile amintiri, că propriile păreri. Da, deci după 4 ani avem cum. Și 4 ăsta ce înseamnă? Înseamnă 2 ori 2, adică înseamnă ieșirea noastră din pătrat afectiv vorbind. Și cum relaționezi tu în viața asta noastră? De zi cu zi. Tu, omule, cum relaționezi? Numai mental, fără afectiv? Ești în eroare dacă consideri chestia asta, pentru că nu este așa. N-ai cum să funcționezi numai mental, fără să simți nimic. De exemplu, simți că o frustrare foarte mare, sufletul tău este închis, ești frustrat, ești mâhnit, ești trist și acționezi numai mental. Te-ai gândit tu să-ți închizi sufletul, să acționezi numai mental.
Dar acțiunile tale mentale au la bază starea asta ta, sentimentul ăsta, nu? De tristețe, de dezamăgire, de mâhnire, de nu știu ce. Și ai hotărât să faci treaba, să-ți închizi sufletul și să funcționezi mai mental. Dar ele oricum au un fundament emoțional. Adică 2 ori 2. Da? 4. Cadrul meu de cunoaștere este de acum încolo așa. Nu știu cum. Bun. Mai mult decât atât. Gândind în această noțiune a celor 2 de 6, adică 3 și 3, două cifre mentale, 2 și 4, două cifre emoționale, avem simbioza masculin-feminin, simbioza yin-yang. Această simbioză yin-yang, despre ce vorbește? Pe cine e masculin și feminin în viața mea, de la 4 la 16 ani, când eu schimb cadrul de cunoaștere direct? Păi este mama și tata masculin și feminin, da? Tatăl reprezintă energia yang masculină, mama reprezintă energia yin feminină. Simbioza celor două energii îmi creează mie relația armonică sau disarmonică din viața mea de mai târziu. Și atunci, creându-mi relația asta de mai târziu, eu știu foarte clar că personajul masculin este tata, adică 3. Și personajul feminin este mama, adică 2 și 4. E, cum se comportă și care este armonia părinților sau care este starea de armonizare a părinților mei între vârsta de 4 și 16 ani? Modul în care energia masculină și feminină se armonizează îmi va aduce mie, după vârsta de 21 de ani, comportamentul în viață. Dacă la mine în casă cântă găina, este clar și eu sunt fetiță. Este clar că această corespondență o să o am după 21 de ani, când îmi caut un partener care, căruia, pardon, eu ca fată, ca femeie, după 21 de ani, că deja sunt femeie, căruia să-i cânt. Dacă la mine în familie mama era dominanta, cea care aducea bani, cea care era hotărâta, cea care avea ultimul cuvânt, cea care manipula lucrurile, eu după 21 de ani ca fată voi căuta un bărbat care, pe care să-l manipulez în felul acesta, căruia să-i aduc la cunoștință dorințele mele de a controla totul. Da? Dacă în casă la mine e o cafetiță, în perioada 4-16 ani am văzut că tatăl era o reprezentare masculină de o anumită verticalitate și mama era o reprezentare feminină de o anumită energetică, eu însă, ca fetiță, după 21 de ani, o să caut acel bărbat cu o anumită esență masculină și verticalitate. Și o să știu ce să fac cu el, pentru că mama a știut, iar eu am învățat. Și am văzut acolo că degeaba îl caut și mi-l doresc, că orice femeie își dorește acel bărbat, dar nu știi ce să facă cu el după aia. E ca și cum ai avea, își dorește un Boeing, dar tu n-ai carne de conducere. Nu merge așa. Întâi ia-ți carne de conducere, condu mașina, după aia ia-ți carne de conducere, condu avionul, sau dacă vrei din prima, ia-ți carne de conducere și condu avionul. Dar nu-ți dori ceva ce tu nu știi să operezi, cu ce să operezi. Da? Pentru că și mitul cenușăresei să vină la păcal alba aia, cenușăreasa la 12 noaptea s-a transformat tot într-o, nu știu ce, și-a avut noroc în viață, dar a venit ăla cu pantoful după ea. Toate vă doriți. Dar ce s-a întâmplat după ce ăla a luat-o cu tot cu pantof și a dus-o la el în palat? Povestea nu ne mai spune. Și poate fi lăsată la interpretarea fiecăruia dintre noi. Dacă ei s-au înțeles bine, dacă nu, eu vă spun, nu cred că s-au înțeles bine. Da? Pentru că ea a venit prințul și ea până atunci n-a știut să opereze cu prințul, n-a operat cu niciun prinț și are un avion și nu știe să opereze cu el și atunci o să-l tăcăne pe ăla la cap non-stop. Sigur se va întâmpla asta, dar nu ne-a mai spus în poveste că, na, ce să-i spun acum copilului. Dar multe doamne au mitul ăsta al cenușăreței, da? Să vină ăla pe cal alb, ăla, și după aia el poate veni. Da? E, trecând de la această exemplu, este clar că în perioada 4-16 ani, cele două energii, și vorbesc despre energie acum, nu vorbesc despre persoana,
tată și persoana mamă. Ei într-adevăr au o personalitate, ei într-adevăr au un fel de a fi, dar conform acestui fel de a fi și acestui caracter și momentelor și vârstei pe care o au părinții în momentul respectiv, emană o anumită energetică. Pentru că eu, dacă aveam vârsta de, să zicem, dau un exemplu tot așa, între 9 și 12 ani, care e 3-ul ăla, acela sunt 3 ani de zile, 3 care perioada asta de 3 ani de zile între 9 și 12 ani consolidează o formă de stabilitate. Și aici v-am mai spus în alte emisiuni, în această perioadă instabilitatea unui copil poate să fie considerată de către acel copil stabilitate. Adică el să fie într-un mediu atât de instabil încât să considere afectiv, emoțional, dar între 9 și 12 ani, v-am mai spus eu de ciclurile evolutive, în acea perioadă să fie într-un mediu atât de instabil emoțional, încât el să considere că ai stabilitate de fapt. Și când va fi mare, adică când? Între 25 și 28 de ani, îl vedem că efectiv nu mai știe, e atât de instabil încât nu știe, azi face ceva, mâine face altceva, își schimbă locul de muncă, nu știe să hotărească ce ar vrea să facă în viață sau depinde de la om la om. Dar dacă în această perioadă de timp între 9 și 12 ani, părinții mei, să zicem, că au vârsta taică-meu, să zicem, care 40 de ani și maică-mea, să zicem, care 39. Exemplu simplu, nu știu, n-am calculat nici cu asta. Am dat un exemplu. Eu sunt în perioada, am 10 ani și taică-mea are 40 de ani. El trece printr-o criză, între ghilimele criză, hai să o numim manifestare, el trece, taică-mea, printr-o manifestare a vârstei de 40 de ani și pe mine mă prinde exact în acea perioadă în care eu am nevoie de stabilitate, ca să spun așa. Și el, săracul, taică-meu, a fost de către părinții lui pălmuit pe stima de sine toată viața. Și atunci el, când ajunge la intersecția anului astral 5 cu ciclul evolutiv de 9 ani 5, el o ia razna un pic așa, ca să-și demonstreze stima de sine și nu mai știe despre alții, ci decât despre el și nu mă bagă în seamă. Și atunci energia masculină al taică-meu, care poate fi una, ok, da, pe mine m-a prins taman atunci, poate să-mi creeze mie copilul o frustrare vis-a-vis de energia masculină. Dacă mai sunt și băiețel și taică-mea are frustrări și aruncă frustrările respective pe mine pentru că face proiecție copilul din el, face proiecție pe copilul din mine, atunci el nu face altceva decât să pălmuiască mie stima de sine. Și instabilitatea stimei mele de sine, conform algoritmului taică-mea, se va continua între 25 și 28 de ani. Vedeți, se leagă toate. Poate v-am făcut cap atât acum cu vârste, cu alea, cu... Dar aceste lucruri, în momentul în care lucrezi, în momentul în care înveți aceste cunoștințe, această știință, le poți vedea și le poți algoritma într-un anumit fel. Dar este interesant, nu? Să vedem cum ne afectează. Dar eu știu despre asta, pot să calculez. Eu despre mine, un om de 40 și ceva de ani, eu pot să calculez despre mine în perioada 9-12 ani ce vârstă aveau părinții mei, ca asta nu e greu de calculat. Da? Sunt niște operații simple, nu e greu. Și atunci pot să văd comportamentul acelor părinții ai mei. Mama mea, dacă avea 39 de ani, cum am dat exemplu mai devreme, pe la 32 de ani ești într-un an astral 4. Dacă ești în an astral 4, pur și simplu 39 ăsta vine și funcționează ca o ieșire din cadru. Și dacă mama nu poate să iasă din cadru? Dacă mama în copilărie pur și simplu a fost tot timpul comparată cu vecinii și au instalat-o în cadrul ăsta, tu nu știi el, uite cu Tărescu cât a luat, tu nu ai fost în stare. Sau pur și simplu mama mea avea o relație foarte bună cu părinții atunci, dar situația lor materială sau situația lor financiară era una precară și de-abia reușeau să supraviețuiască de la o lună în alta. Mâncau și una alta. Pe care-i cadrul de cunoaștere în care a trăit mama? Care-i casa? Este o casă a lipsurilor. Și atunci, în momentul acela, ce energie feminină? Când vede că tata, de exemplu, la 40 de ani a luat o razna, ea e frică de mâncare.
Și atunci e instabilă și începe și vibrează, nu spiritual, vibrează normal, așa, vibrează că, domne, dacă pleacă ăsta, să se întâmple nu știu ce, murim de foame. Ea poate să proiecteze de acolo. Și eu în ce mediu stau eu? Într-un mediu în care mama nu-și mai îndreaptă atenția asupra mea exact când am nevoie, pentru că tata este pasibil de plecare, să zicem. Pentru că așa interpretează mama, poate omul ăla nu pleacă. Dar așa interpretează ea, pentru că în copilărie, patru, adică casa lor, cadrul lor, supraviețuirea lor, a fost una precară, în care ei nu se ajungeau cu bani și le era foame. Eu am dat un exemplu simplu. Și în funcție de acest triunghi, da, vedeți altă formă geometrică, tata, mama și copilul, în funcție de acest triunghi, la vârsta pe care o am eu, da, în perioada aia, eu pot să identific anumite comportamente. Bineînțeles, conform acestui studiu, acestui șir al corespondențelor, da, avem corespondențe, dacă acolo s-a întâmplat așa, care e reacția de la vârsta elaltă, da? Dacă între 9 și 12 ani, ce s-a întâmplat atunci, putem vedea reacția între 25 și 28 de ani. Avem două lucruri. Ce facem noi acum când analizăm acest șir al corespondențelor din viața noastră, care îl știm că este pe zona 15-21 de ani, adică 5, adică perfecțiunea, adică stima de sine, adică încrederea de care v-am vorbit eu la începutul acestei emisiuni. Păi facem o sinteză a lucrurilor, dacă vreau să știu despre mine. Și mă întreb, eu mai fac așa? De unde știu eu comportamentul? Păi văd în răspunsul ăla, de la între 25 și 28 de ani. Văd în răspunsul ăla, de unde știu eu? Și atunci, văzând la vârsta asta, pe care eu o am acum, că dacă m-am lovit cu astfel de probleme sau dacă mă interesează astfel de probleme, pot să aflu și să fac sinteza lucrurilor. Să știu, da, mă, atunci era în funcție de părinții mei așa, atunci a fost răspunsul meu social la vârsta respectivă. Ok, am două noțiuni, am două informații din care pot să fac o sinteză. Și atunci eu aleg sinteza. Adică cifra sinteză. Cifra sinteză o reprezint eu în momentul ăla. Pentru că am în primul rând perioada cauză, am perioada efect și eu acum, dacă tot analizez cele două lucruri, fac sinteza celor două. Și pot să schimb ceva sau pot să nu schimb. Pot să fie ok, asta e, să plâng și să merg mai departe. Nu înseamnă asta. O să vedem că aceste... Eu v-am dat exemplu de un șir de la 4 la 33 de ani. V-am dat exemplu de anumiți algoritmi în zona de psihonumerologie. Dar ei sunt undeva mult timp. De exemplu, această știință se întinde până putem să vedem și dacă un om la 72 de ani a ajuns marele înțelept care comunică înțelepciunea către lume sau a ajuns un om, cum să spun, care are o atât de mare lipsă de afecțiune încât e dependent de toți din jurul lui. De ce s-a întâmplat asta? Putem să vedem în anumite corespondențe și putem să vedem de ce s-au întâmplat anumite lucruri. Iată ce e interesant, eu v-am dat exemplu acum de aceste lucruri care sunt, mă rog, destul de simple. Ce poate să facă această știință a psihonumerologiei și cum ne poate ajuta pe noi? Destul de mult. Cum putem să ne ajutăm noi pe noi, în primul rând, și apoi prin felul nostru de a fi, comportamentul nostru, să știm ce se întâmplă în interiorul copilului nostru. Ce se întâmplă în perioada prin care trece copilul nostru, la vârsta pe care are copilul nostru, de cine are el nevoie, de energie yin, de energie yang, de ce este în felul acela copilul și nu este în alt fel. Când mai putem noi să rezolvăm aceste lucruri? Uite, între 4 și 7 ani sunt 3 ani de zile, da? Este zona lui 3. Poate că atunci n-am știut eu cu copilul, n-am așa, dar uite, între 9 și 12 ani pot să am ocazia să rezolv, pentru că e tot vibrația lui 3. N-am dat kicks între 7 și 9 ani, eu, da, că-s 2 ani. Mai pot să rezolv între 12 și 16. Pentru că atunci sunt efecte, vedeți? De-aia am zis, numit șirul corespondențelor. Pentru că avem efect, avem, scuze, cauză și efect. Cauzalitatea o avem 4-16 ani,
Efectul 21-33. Ce se întâmplă între 16, libertetul jur, între 16 și 21. În funcție de stima de sine pe care are copilul, pentru că stima de sine pe care o formăm noi, am mai vorbit despre asta în alte emisiuni, tot despre psihonumerologie, stima asta de sine pur și simplu se manifestă atunci. Noi nu prea mai avem ce face. Noi, părinți, nu prea avem ce face. Putem să avem impresia că facem. Copilul să fie atât de inteligent și atât de deștept încât să zică ca noi și să facă ca el, știi? Da, aia e altă treabă. Dar noi atunci, ca și părinți, avem impresia asta, așa că parcă i-am scăpat din mână. Așa se folosește uzual, l-am scăpat de mână. Nu mai am control asupra lui. Tot felul de expresii de genul ăsta. Nu știu ce să mă mai fac cu el. Mă rog. Nu prea poți să intervii în perioada asta, 16-21, atât de puternic să schimbi ceva. Poți să intervii normal, cu iubire, cu alte chestii. Dar să nu uităm totuși că la 18 ani un om devine major și pleacă, poate să plece. Dar gândiți-vă că între 16-21 de ani își manifestă o stimă de sine scăzută și atunci rămâne acasă. Și după aia începe, după 21 de ani, încep cifrele, efecte alea despre care vorbim noi mai devreme. Și atunci s-ar putea ăla, dacă nu părăsește cuibul până la 21 de ani, să rămână în cuib până la 33. V-ați gândit la asta? N-ați întâlnit copii, oameni care stau cu mami și cu tati până la vreo 30 ceva de ani? Sunt. După 33 de ani poate să gândește și el să părăsească cuibul. Dacă nu l-a părăsit nici atunci, nasol, nu e ce trebuie. Da? Dar sunt care stau cu mami și cu tati până la 28-30 de ani, 30 ceva de ani. Da? Sunt astfel de oameni. De unde le vine lor? De ce stau ei acolo? Ce s-a întâmplat? Este trist că astfel de oameni poate nici nu-și pun întrebări că e rău sau e bine vis-a-vis de acest lucru. Poate vin la voi să-i vă întrebe, nu știu ce să fac, n-am curaj să plec de acasă, de la mami, că la mami să spală, să calcă, e mâncare, mami e fericită pentru că e dependentă de mine, eu de ea, și uite ce frumoși doi dependenți. Și poate vine într-un moment de luciditate un astfel de om la voi și vă întreabă, mă, cum să fac, ajută-mă. Și tu știi psihonumerologie, s-a brodit să știi, să înveți, să faci lucrurile astea. Și îl înveți, uite mă, de acolo îți vine, ce făceai când erai la vârsta aia, ce făceai la vârsta aia, cum te comportai, cum se comporta mami cu tine la vârsta aia. Și ți-aduce aminte, care era relația între mami și tati la vârsta aia. Și atunci, văzând acel comportament al copilului, vezi de ce acest copil între ghilimele de 30 de ani mai stă cu mami și cu tati. Că putem să găsim, domne, chiriile mari, nu sunt joburi. Da, sunt oameni care au mâncat după jos și au ajuns mari. Sunt oameni care n-au avut un să pună capul jos și totuși au ajuns să aibă la un moment dat. Sunt oameni care stau cu, cum să spun, cu chirie și n-au avut unde să stea. Stăteau pe la prieteni, cine știe pe unde. Sunt oameni care n-au bani și împreună cu prietenii, eu îi admir pe tineri ăștia, sunt tineri care pur și simplu vor să scape, n-au bani, vor să scape de părinți, să ducă în lume, să-și câștige cu voință, cu putere, să adună câțiva și plătesc chiria la un apartament și să adună trei oameni la apartament cu trei camere, să adună trei tineri, plătesc chiria toți trei acolo și împart cheltuielile și merg înainte în viață, numai să nu stea cu mami și cu tati. Ăștia sunt oameni extraordinari, sunt tineri extraordinari care cu siguranță vor reuși în viață. Dar alta este să pleci la 21 de ani pe cont propriu, să pleci de la 18 ani pe cont propriu, singur, dând piept cu viața, și alta este să te apuci tu să pleci de la mami pe la 30 de ani, să dai piept cu viața. Pe ăla care a plecat de la 18, câți ani are în față ta? Vreo 12 ani. Pe ăla deja e sătul. Și să mai brodește și unde ăsta, tot așa să-i dea de lecții de viață ăstui la alt, care a plecat de la 18 ani de acasă. Vă dați seama ce discuții au ăștia, că ăla nu înțelege nimic ce vrea. Unul plecat de acasă de la 30 de ani, de la mami și de la tati, zice, domne, viața e grea, uite, trebuie să facem aia, trebuie să dregem aia, uite, așa aș vrea și eu să fac și eu. Și ăla e plecat de la 18 ani, să uite la ăsta, zice, bine, mai continuați, ne mai întâlnim peste 10 ani, că tu ce faceam eu la 18 ani, faci tu acum. E o problemă. Poți să recuperezi.
că noi am mai vorbit și în alte emisiuni. Avem minunata intervenția Universului, puternica intervenția a Universului transformaționalistă în perioada 35-36 de ani. Și de aceste lucruri am vorbit în alte emisiuni. Da, putem să avem șansă cu Universul atunci. Dar de la caz la caz. În această emisiune v-am prezentat foarte așa, pe scurt și în mare, acest șir al corespondențelor. V-am vorbit despre psihonumerologie, știința care identifică modul în care omul poate să descopere algoritmul vieții sale, algoritmul comportamental al vieții sale, și în emisiunile viitoare o să continuăm să vorbim despre acești algoritmi psihonumerologici pe care i-am putea întâlni. Acum, la final de emisiune, vă urez, ca de obicei, să fiți mai înțelepți cu o secundă și mai transformați cu două secunde. Ne revedem în emisiunea viitoare. Toate cele bune!